Salutare tuturor și bine v-am regăsit, dragilor, la un nou videoclip. Tot astăzi, 3 iunie, este luni. Vă spuneam în celălalt videoclip că mă cam grăbesc pentru că se anunță furtună și la noi în zonă, cod portocaliu în vest, cod galben la noi în sud-est. Peste câteva ore. Așadar, trebuie să mă pregătesc, să verific absolut tot ce mai am prin grădină de palisat, de bine ancorat, astfel încât dacă e să vină vreo furtună puternică, să nu îmi rupă totuși plantele. V-am spus și cum anume putem să le salvăm în cazul în care se rup, în videoclipul trecut. Clic în colțul din dreapta sus pentru cei care nu au văzut. Da, acum vreau să vă arăt cum anume am procedat eu aici cu palisatul roșiilor anul acesta. Cu palisatul și cu distanța de plantare, pentru că am mers pe o distanță mai apropiată unele de celelalte, 35 de centimetri între toate plantele și între plante pe rând și între rânduri. Și am făcut o specie de cort din 4 araci, e bambus, care este destul de rezistent, este al treilea an, ni l-a dat și nouă cineva și este rezistent. Deci chiar e o opțiune bună palisarea roșiilor cu bambus și nu doar a roșiilor până la urmă, ci a altor plante acum. Pentru că mi-era destul de dificil să stau să leg fiecare plantă în parte de arac, am zis să merg anul acesta cu o tehnică care sper să funcționeze, nu am mai folosit-o până acum și rămâne de văzut, mai degrabă de susținere a plantelor, a rodului, pe linii, așa, ca la vița de vie, ca să zic așa, provizoriu. Am dat cu ață din asta de palisat, ață specială de palisare, de jur împrejur am legat, iar în centru am venit cu o altă ață mai sus, astfel încât să nu se prăbușească în interiorul acestui spalier, ca să zic așa, din mai multe bețe. Deocamdată văd că este o alegere bună, asta pentru că rodul nu este mare și da, au început să lege la primul etaj, al doilea etaj deja a început să lege, iar al treilea este în floare, dar rămâne de văzut cum anume, dacă este sau nu alegere bună, la sfârșit când va lega și la ultimul etaj. Dar ca măsură rapidă, pentru că mă grăbesc, se anunță furtună și la noi, după cum am spus, dau coață de jur împrejur, astfel încât să nu mi se prăbușească, să nu se prăbușească în interior sau în exterior. Deocamdată ele stau bine așa cum sunt acum. Chiar dacă ar bate vântul, nu s-ar prăbuși, nu s-ar rupe, cred, cel puțin. Sunt legate la primul etaj cu un nod clasic, cum îl fac de obicei, rezistent. V-am spus, clic în colțul din dreapta, dacă nu ați văzut videoclipul, cum anume procedez eu pentru o legare sigură. Iar acum urmează să vin așa, după cum am explicat, de jur împrejur, până probabil la al treilea sau al patrulea etaj, când mă voi opri cu creșterea lor, când voi face cârnirea. Nu m-am hotărât încă la ce etaj să mă opresc să fac întreruperea creșterii plantelor, astfel încât toată energia plantei să se ducă în rodul deja format, legat, în coacerea celor care se află la primul etaj, în legarea și coacerea celorlalte care se vor prezenta la următoarele etaje și așa mai departe. Nu mă interesează ca energia plantei să se ducă în lăstari laterali copilii care cresc sau în vârful de creștere, pentru că oricum nu va reuși să ducă tot rodul. Deci prefer mai degrabă să întrerup eu creșterea decât să las să se ducă până
Și așa nu mă interesează să am foarte multe gogonele, pentru că mă interesează, așa cum am mai spus, să am roșii coapte, bine coapte, pentru a face sucul de roșii, zarzavatul și bulionul. Bun. Acestea fiind spuse, dragilor, eu mă opresc aici momentan. Bineînțeles că vă invit să vedeți cum anume procedez eu aici cu legatul roșiilor pe arat și pe corturile acestea pe care le-am improvizat. Le-am legat patru bețe în vârf și am făcut un cort pentru patru răsaduri. Plantate, după cum am spus, la distanță de 35 de centimetri unele de celelalte, bineînțeles cu plante vecini, și anume ceapa, care știu eu că merge foarte bine. Din experiențele anilor trecuți am constatat faptul că ceapa alături de roșii crește foarte bine și roșiile alături de ceapă de asemenea se dezvoltă foarte, foarte bine, așadar sunt vecini buni și eu cultiv atât ceapă cât și roșii. Dacă e să mă întrebați la ce distanță am pus ceapa de roșii, ei bine, cu aproximație un 20 de centimetri, maxim 25, nu mai mult, astfel încât să aibă loc acel schimb de substanțe, pentru că ceapa are rolul de a ține la distanță și dăunătorii, ea fiind, având anumite proprietăți dezinfectante, fungicide, bactericide și prin mirosul ei, pentru că de multe ori când trec pe aici se întâmplă să se mai îndoaie câte o frunză, să se mai rupă câte o frunză și se simte acel miros specific de ceapă. Și atunci are și rolul de insecticid în același timp, prin îndepărtarea dăunătorilor, prin miros la suprafață, dar și prin combaterea bolilor fungice prin rădăcini, pentru că am plantat-o aproape de rădăcinile roșiilor și are loc acel schimb de substanțe între plante până la urmă. Bun, acestea fiind spuse, mulțumesc pentru atenție, toate cele bune vă doresc! Mult spor la treabă, la revedere!